salutarea din nou, din nou cu același mare, 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 mare drag de aici de pe canal. După ceva zile lipsă activitate, mai zic că și nu am mai postat pe aici. E cazul să, să pun ceva pentru că subiecte am, dar mi-a fost lene. Și dacă mi-e lene, prefer să stau, să stau și la după cum observați, astăzi revin cu ceva. O veți afla imediat despre ce este vorba. Pentru că, știți, luna martie, luna cadourilor, a surprizelor pe care ori le facem singuri, ori le de la persoane dragi, știți, toată povestea nu are sens să nu se mai fie o Ce am eu un... Pulita asta neagră și frumoasă. Deci, bine, ne -a de aici, bine, era o parfumată, pentru că nu se putea altfel. Am uh, primit cu nu lunii martie un uh, cadou frumos, un cadou care m-a surprins extraordinar de tare, tot de la draga mea Coffee Perfumes, Mihaela Volcu, Da, mi-a făcut o surpriză neașteptată cu ceea ce veți vedea în colet. Da. Deci, nici dacă gândeam singură pachetelul ăsta, dacă nu știu, mi-aș fi planificat să-l cumpăr eu, să-mi-l fac singură cadou, băi, nu cred că mi-e așa la fel de, de bine. Da, deci a fost așa o surpriză perfectă pot să zic neașteptată extraordinar de frumoasă nu știu chiar am rămas așa ca de fiecare dată fără cuvinte fără cuvinte fără cuvinte da pe mine întotdeauna mă impresionează astfel de surprize mai ales dacă sunt de la persoane care îmi sunt foarte foarte dragi ce avem noi aici Surpriza parfumată, care v-am spus, m-a impresionat pe mine foarte, foarte mult. Ghici, ghici, -ghi ghici. În ce constă, bineînțeles, în parfumele și acolo avem o cutiuță roșie în care avem ceva, veți vedea pe parcurs. Dar zic să trecem la parfumele. Eu am desfăcut înainte coletul, vă dați seama că n-am avut răbdare să-l țin până acum, am și purtat deja cele două parfumele de când le-am primit. Sunt două parfumuri pe care chiar le aveam în vizor, să zic, le pusesem așa cumva pe o listă de dorințe și am zis, mă, la un moment dat, sigur, le voi lua. Acesta este o clonă pentru Black Opium, din ce mi-am putut da seama. Revolution Beauty London este brandul Revolutionary Noir, o apă de toaletă. Foarte, foarte frumoasă ca design, dar și aroma, deci clonează bine aroma lui Black Opium. Da, așa se prezintă sticluța, o sticluța neagră, așa cu tăietură fațetată, ca o bijuterie. Da, și o sticlă neagră, 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 deci nu văd prin ea. În momentul în care mi se va termina parfumul, dacă mi se va termina, pentru că știți care e povestea la mine, nu mi se termină sticlele decât la nevoie, așa cum am spus într-un alt episod. Da, deci nu văd exact când, mi se, când se va mai goli această sticluță așa arată băi rușine să-mi fie am, că atâta am desfăcut-o și am întors-o pe toate părțile încât am lăsat amprente pe ea da Revolution Beauty London au mai multe ediții astfel de ape de toaletă, ape de parfum cea pe care o am eu aici este o apă de toaletă dar zic eu se comportă ca, ca o apă de parfum. Adică ca o apă de parfum în aceea mai ușoară, deci nu din aceea cu intensitate foarte, foarte mare, dar se proiectează plăcut, nare nu are siaj greoi, nu e din aceea care să lasă dură chimică, înțăpătoare, supărătoare. Chiar e compus foarte, foarte bine parfumul, îmi place mult. Sincer, mi îmi place Black Opium, deși la un moment dat am avut așa o, un conflict cu acea aromă, pentru că mi s-a întâmplat să o miros pe timp de vară. Iar vara, mai nu știu, notele din Black Opium devin foarte supărătoare, deci nota aceea de cafea și de ciocolată se transformă așa într-o chestie dulce, sufocantă, sintetică, leșioasă, da care nu m-a plăcută. Nu e. Deci numai cu gândul la chestii black, dark, hipnotice, hipnotizante, nu te poate duce, poate într-un mod neplăcut, dar într-un mod plăcut cu siguranță nu. Mai varianta aceasta, zic eu că este ușor de purtat. Voi încerca să i acord acum, când începe căldura tot mai mult să i se acorde atenție mai, mai sporită, să zic așa. Momentan v-am spus, am purtat-o de câteva ori, deci după ce, după ce am primit-o, să-mi fac o idee. Da, undeva un 90-95% să zic că seamănă cu Black Opium. Bine, cumva și ambalajul ne, ne duce cu gândul, să zic, în direcția aceea, de sticlă neagră și cu acest accesoriu roz auriu așa. Doar că singura problemă cu sticluțele lor, capacele. Deci nu le apucați de capac niciodată, pentru că eu era să fac o perlă fix când am primit sticluța, am apucat-o de capac, noroc că era în cutie. Da, și mi-a căzut tot în cutie, n-a apucat să-mi s-o scot cu totul. Și am văzut, da, deci le arată foarte bine, dar trebuie să vă purtați cu ele cu grijă, pentru că altfel riscați să spargeți sticluța, care, totuși zic eu că e una frumoasă. Da, are un, un finisaj, zic eu, frumos, așa. Mie îmi plac și sticluța asta fațătate, ca o piatră neagră mare. Se prezintă cu câte față te ai, mă. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, așa, vrea să aibă, cred că vreo 8 fațete, 8, 9, 10, nu știu, ceva de gen sau mai multe dacă luăm și lateralele, da, pe total, vă spun sincer, îmi place, tocmai din acest motiv și voiam să cumpăr parfumul acesta, pentru că mi-a tras atenția sticla, în primul rând, și am zis clar, voi începe cu cel negru, iar pe parcurs vor urma și celelalte, așa în funcție de paleta olfactivă, deci cum sunt descrise, am zis că totuși parcă n-aș mai lua ceva cu note dubioase că s-ar putea să nu-mi nu placă și totuși mă atașez de acel parfum și nu-mi vine nici să-l dau, dar nici să-l port, da, se creează așa un sentiment ciudat. Măi, pe asta în schimb, îl voi purta cu drag pentru că îmi place. V-am zis, e o variantă de black opium mai portabilă, inclusiv pe vreme mai caldă. Cât voi putea să port eu parfumuri pe vreme mai caldă. Da, foarte, foarte frumos. Îl voi pulveriza puțin și pe piele. Uitați, am pulverizat așa. Da, deci îmi place și prezentarea, deși cutiuța, uitați, foarte, foarte frumos se prezintă. Mi-a mi plăcut, deci chiar mi-a plăcut uh, când le-am le văzut pe Notino, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Uh, știu că se mai găsesc și pe alte site-uri, parcă, dar uh, pe Notino le-am... Uh... Le-am descoperit eu, parcă am mai văzut un review la cineva despre ele, parcă uh, la, să nu vorbesc uh, uh, tâmpenii și aiurel, nu vreau să vă induc în eroare, parcă la Lady T am văzut uh, o filmare în care avea și o ediție din asta, Revolution Beauty London, Parcă la ea am mai văzut, nu, nu mai, nu mai reține, dar că am văzut la cineva pe, pe YouTube și imediat beculețul meu s-a aprins că, hei, trebuie să le cauți și tu pe acestea. Mai vreau să intrăm puțin pe Notino, să vedem asta paleta olfactivă, deci cum se prezintă, am spus are din notele lui black opium. Black opium a, e aici cumva o struțo să zic. Pentru că e combinația odată, deci cu cel clasic și a, extrem a, flower ceva de genul. Da, la, pentru acela chiar am a, o Clona de sine stătătoare dore de la Jacques Batini. Clona primită cadou tot de la Cafe în Parfum, în primul colețel pe care l-am primit de la ea. Da, mi-a mi plăcut foarte mult și acela a fost un parfum complimentat ori de câte ori l-am -am purtat, l-am acasă, pentru că am spus clar că eu nu consum. Nu consum. Ia să vedem ce ne spune. Și Notino Revolution Perfume. Ia să vedem ce ne dă aici. Băi, nu știu. Uh, Site-ul ăsta de la Notino cred că a luat o razna un pic. Am intrat și pe Notino și să vedem cum este descris. Deci ei îl descriu ca fiind un parfum picant, dulce, este ideal pentru vreme rece. Mai, mie v-am zis, mi se pare că e... Zic eu, ușor de purtat și acum, în sezonul acesta, cald, rece. Deci, încă se pot purta astfel de arome, pentru că de asta am zis că, totuși, îi voi da mult mai multă atenție, și mai multă atenție, mai corect spus. Are în compoziție note de vanilie, cafea, note condimentate și flori albe. Da, cam aceleași note ca la Black Opium. De asta am spus că imediat m-a luat de nas acea tentă de black opium, dar este un black opium mai aerat, mai ușor de purtat. Repet, nu este apă de parfum, este apă de toaletă, dar se comportă ca o apă de parfum. Îl, îl puteți găsi, deci pe acesta, pe Revolutionary Noir, îl găsiți pe Notino. Și parcă pe makeup.ro mai era listat și acolo. Da, eventual vă uitați. Oricum, la finalul episodului voi pune și un colaj cu toate edițiile Revolutionary care se găsesc disponibile pe site-uri. De fapt, Revolution Beauty London, pentru că acesta este brandul. Nu cunosc date exacte despre cine sunt cei de la Beauty London, dar dacă e cazul, intrăm puțin și pe Google. Așa nu mai fac acea burtă la. Laptop pentru că nu, nu are sens. O să vă spun așa câteva cuvinte despre brand în cazul în care nu, nu știți despre ce este vorba. Deci Revolution Beauty London. Ia să vedem cine sunt aceștia. Am intrat pe site-ul lor oficial, da, este un brand care are produse de frumusețe, produse de îngrijire, deci nu au doar parfumuri, au și mascara, au și seruri pentru față, cred că și creme, tratamente, deci acoperă o, o gamă largă de produse, da, pentru buze, pentru ten în afară de parfumuri. Deci mai, mai, produc și altceva. Da, parcă acum, că v-am zis, l-am pulverizat pe piele mai devreme. Da, s-a așezat mai bine, deci s-a uscat, să zic așa. Și acum se simte acea tentă de black opium. Și din coace Da, l-am pulverizat pe acesta, despre care vă spuneam că este o clonă pentru Black Opium Flower Shock sau așa ceva. Se numește niciodată, băi, deci nu rețin expresia asta, pentru că eu o am pe cea clasică. Și cu aceea, să zic așa că mă înțeleg mai mult sau, sau mai puțin. Pe acesta mai noi nu, nu l am încercat. Da, acesta, deci, Revolutionary Noir se duce mai mult înspre Black Opium clasic decât înspre varianta aceea florală. Da. Ca persistență, acum, da, este... Am spus apă de toaletă, dar cu ceva caracteristici uh, specifice apei de parfum, deci nu -are, are acea apozitate pe care majoritatea apelor de toaletă o au. Apel de toaletă, asta de, de larg consum mă refer, pentru că mai sunt și acelea marile uh, branduri care vai de mine ei nu au notă din asta sau aer, aer, de apozitate și chestii. În fine, nu dezvolt subiectul în episodul acesta, că n-are sens. Aici vreau doar să mă bucur de frumusețile astea pe care le-am primit cadou. Dar așa ca să conchid vis a -vis de Revolutionary Noir, ei, deși spun că ar fi indicat să-l purtați în sezonul rece, băi, mie mi se pare destul de portabil, să zic așa, și acum, perioada aceasta, când deja este destul de cald afară. Zic că se, se poate purta. Pe caniculă, nu garantez că se va comporta prea bine nici el, dar acum, pe sezonul acesta, eu zic că, în cazul în care va trezi curiozitatea, acest parfum să-l încercați. Așa, e, e o sugestie, nu e recomandare, nu e sfat, e o simplă sugestie. În cazul în care uh, cunoașteți brandul dar uh, n-ați încercat sau uh, nu-l cunoașteți, uh, dar totuși v-a atras atenția. Da, eu zic că e, e depus acolo pe listă. Cam atât a fost cu. Revolutionary Noir, O de Toalet, este în variantă la 100 de mililitri. Are balta pește, cum îmi place mie să spun. Deci am suficient conținut pentru a purta ori de câte ori vreau eu. Și mai departe trecem la cel de-al doilea parfumel în format mare. Tot așa, o surpriză neașteptată, și anume vorbim despre Mon Bourgeois Le Formidable. Băi, denumirea asta, Le Formidable, îmi merge la suflet. Și am să vă spun și de ce. Din motiv că, da, aici iar fac un pic de paranteză, îmi aduce aminte de uniforma purtată de unul dintre personajele foarte dragi mie, și anume domnul Goe Știți, destul foarte de dimineață, domnul Goe împreună cu mamare mamițica, tanti Mița, purta o uniformă cu inscripția Le Formidable. Da? Și de câte ori văd inscripția asta undeva, mă duc cu gândul la personajul meu preferat. Poate, de ce îmi place personajul ăsta? Pentru că mă identific cu el, cumva, vis-a-vis -vis de multe năzbătii pe care le-am făcut. Băi, Mă identific cu acest domn Goie, da, în varianta fetiță. Da, deci mă identific cu domnul Goie și, prin urmare. Am și eu inscripția mea, Le Formidable, dar nu pe o haină, ci pe un parfum. Un parfum pe care inițial l-am văzut într-un episod al Simonei Stan. Te salut cu drag, Simona, în cazul în care urmărești și episodul acesta sau mai corect spus, vei urmări și episodul acesta. Da, eu la Simona am văzut toată seria de trei parfumele, dar acesta, Le Formidable, mi-a atras atenția cel mai mult ca și descriere olfactivă și am zis, măi, când mi se pune mie pata pe parfumurile burjoa, ăsta e primul pe care am să-l încerc. Da, se găsesc în DM, dar când am fost eu pe acolo, băi, nu aveau testere. Da, deci nu aveau testere la, la ele, nu știu ce s-a întâmplat, ori nu le-au venit, testere, ori le-a luat cineva, nu știu, stăteam și mă uitam acolo, zic, bă, zic, nu am venit să cumpăr, am venit doar să testez, să văd cum, cum miros parfumurile astea, ia testerele de unde nu -s. Și m-am lăsat pe gubașă, dar am zis, mai hai că Altă dată, poate, poate, găsesc tester în DM-ul de unde îmi fac eu cumpărăturile cel mai des. Și în altă săptămână, când m-am dus, surpriză. Testere pentru mom burjoa pentru toate trei erau. Bineînțeles, asupra cui mi-am îndreptat nasul, în primul și în primul rând, asupra lui mom Bourgeois, de formidabil. Pentru că, da denumire de suflet. Bineînțeles, dragostea la primul puf, dar având în plan alte achiziții parfumate, i-am zis pe tine, te pun la loc și voi reveni să te iau să te duc acasă peste ceva timp. Întâmplarea a făcut să nu mai Iau din DM pentru că l-am primit cadou acum în luna martie, pe Bourgeois le Formidable. să deci vă spuneam, prima dată l-am văzut în episodul Simonei. Apoi a făcut și Mihaela prezentarea lui, dacă mi-a duc bine aminte, într-unul dintre episoade și. Astăzi, după cum vedeți, e la mine frumusețea asta formidabilă și eu zic să o pulverizăm, pentru că mi-a plăcut textul. mai de mult are niște note în care mă regăsesc, da? De fapt, se regăsește mai bine zis latura mea aia mai veselă, mai, mai colorată. Mie mi se pare că are și o notă de pară în el. simt pară, pară, din aceea foarte dulce, un pic cu mandarină, e și un pic floral. Da, se prezintă așa. Este apă de parfum în format 50 de mililitri, după cum vedeți... L-am purtat, l-am purtat deja, de suficiente ori cât să-mi fac o idee asupra lui. Chiar îmi place, zic eu, că mă reprezintă în latura mea aceea veselă și colorată. Și cu siguranță, acum, în sezonul cald, îl voi mai purta. Cât, cât voi mai putea să port parfumuri în sezonul cald, după aceea va trece la raft. Da, să-l punem și pe el aici, așa că iar camera e cu toane ca de fiecare dată, băi, trebuie să-l și pulverizez, ia să vedem, așa, l-am pulverizat pe mâna, îl las să se așeze puțin, și între timp intrăm să vedem ce note are despre brandul Bourjois. N-are sens să vorbesc pentru că e un brand cunoscut și cu siguranță majoritatea dintre voi știți produsele pentru că nu are doar parfumuri. Deci în primul rând Burjoa are produse cosmetice, o gamă extrem de variată. Și... N-am să stau să fac acum istoria brandului Burjoa, dar intrăm să vedem care-i treaba acum. un burjoale Le Pentru că vă spun sincer, e un parfum care a reușit să mă cucerească maxim de la primul puf. Da, de la primul puf, așa cum vă spuneam, mi s-a mai întâmplat cu ceva, o formidabilă a reușit să mi intre în suflet, a rămas aici și va rămâne mult timp de acum încolo. Ia să vedem noi aici ce ne spune fragrantica sau intrăm direct pe Notino, pentru că și aici am văzut că are notele listate. Băi, pe Fragrantica găsesc decât pe pagina în limba franceză și nu vreau limba franceză pentru că parlevu francez nu, 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 nu prăjesc franzele. Este un parfum perfect pentru stilul urban, plin de viață și optimist. Este un parfum foarte, foarte feminin, conturează perfect stilul ăsta parizian, așa. Ei listează ca fiind un parfum ciprat, perfect pentru femeile care vor să fie elegante. Compoziția asta parfumată evocă sentimente de fericire și bunăstare. Este o parte a colecției de parfumuri Mont Bourgeois. Are ca note, note citrice, o bergamotă. Note florale, are paciulii, ei, uh, ei așa îl uh, listează. Da, este citric aromatic, deci în uh, grupul acesta de uh, palete olfactive s-ar încadra. Măi, să vedem puțin ce spune și fragantica, pentru că, totuși, fragantica are o descriere mai completă. Sper să găsesc exact și parfumierul care l-a creat știți, de multe ori mă, mă leg și de, de chestia asta ia să vedem Fragrantica 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 da, așa cum vă spuneam pe Fragrantica.ro ne este listată o paletă olfactivă mult mai completă și anume, ei ne spun așa Mombojo la formidable are acorduri citrice, acorduri de paciuli, acorduri lemnoase, proaspăt condimentate, cal condimentate, florale, pământii, aldehidice, aromatice, balsamice. Mai, sincer, uh, eu zis să cred pe cuvânt, pentru că anumite elemente pe care le listează ei, le-am remarcat și eu, Are, deci, pergamotă, are note solare, note solare, ah, ce să le Ne documentăm altă dată uh, Deci, asta se resimte în vârf. Are ca mijloc frezie și alte note florale, iar ca bază are paciulii. Dar, uh, se resimte cumva și un ușor, iz de santal, da, mai corect spus, o ușoară aromă de santal, să nu spunem iz, totuși, ușoară aromă de lemn de santal, dar undeva în bază, deci pe lângă paciulii, care e dat destul de fin, adică nu e paciulii acela deranjant, știți, paciulii și tuberoza sunt două chestii care dacă nu sunt dozate corespunzător, fac propod în jurul persoanelor care poartă astfel de arome. Da. Aici vorbim despre paciuli, deci nu, nu tuberoză, vorbim despre paciuli, dar e un paciuli care se simte plăcut. Nu, nu deranjează. La, la, asta mă refer. La Formidable face parte din Colecția de parfumuri mon Bourgeois și a apărut în 2022 și este creația lui Jacques Houllier. Cred că așa se pronunță. Da, deci este un parfum relativ nou, da, apărut anul trecut. Despre celelalte, nu știu ce să vă spun exact. Probabil tot anul trecut au apărut. La final, bineînțeles, voi face acel colaj cu toate cele trei expresii. În cazul în care nu le știți, să vă faceți o idee despre ele. Măi, deci îmi vine să stau cu nasul pe mână, și greu de ales dacă să stau cu nasul pe zona unde am pulverizat. Revolutionary Noir sau bă, zona unde am pulverizat mumburjala formidabilă. Deci, greu, 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 greu greu de ales, care partea mâinii îmi place mai mult să o miros. Da, dar stați așa că n-am terminat pentru că mai am o surpriză parfumată. Da, surprize pe parfumate. Nu se termină fix aici, am și un sample de la Zadig Voltaire, this is her undressed. Uh, e un parfum pe care probabil îl voi cumpăra în format mare la un moment dat pentru că îmi place îmi place stilul Zadig în Voltaire l-am uh, pulverizat îl lăsăm puțin uh, pe piele să se așeze și acesta da, este un mic decant să-i zic mai, uh, mai corect da, o să-l pun și pe el undeva aici I-am făcut un loc ușor așa, să se vadă. Băi, mă scuzați, dacă cumva unghiile mele nu arată prea bine astăzi, n-am avut chef să le fac, pur și simplu. Da. Mi-a fost, mi fost lene, să zic așa. De asta încerc să nu prea apar cu mâinile în fața camerei. Da, nu știu, altor persoane le stă bine și cu unghiile nefăcute. Mie îmi stă groaznic și de asta nu, nu, vreau să apar cu ele așa. Să vedem despre ce este vorba și cu acest parfum. L-am lăsat să se așeze și las în continuare. Las, las, las și iar las. Să vedem zadigăm în Voltaire. vault Băi, sincer, îmi place denumirea. Băi. Se pare că Acesta nu este listat pe Fragantica. Păi, ce facem noi aici? Ce facem? Ce facem? Ce facem? Ia să vedem dacă îl găsim în altă parte, totuși să vă spun așa câteva cuvinte și despre expresia aceasta. This is her. Ia să vedem. Wait. Am găsit, se pare, pe notino, ia să vedem ce ne spune not despre despre Zadig Voltaire, This is Her Undressed. Da, ni se spune că se găsește în trei formate, 100 de mililitri, 50 și 30. Da, vom vedea mai târziu, dacă mă voi decide să iau o sticluță, probabil cea de 30 de mililitri. Aș... Uh... cumpăra-o, dacă mă voi hotărâ, vă spuneam. Deci este un parfum delicat, cu note florale și lemnoase picante. Conține ghimbir și floare de portocal, ilang ilang și piele sărată. Iar baza, deci ce vă spunem mai devreme a fost vârful și după aceea a fost mijlocul, iar ca notă de bază, are note de piele, rășină, benzoin, rășină benzoică, lemn de santal din Nepal și mosc. Da, nota de lemn de santal se resimte. Deci, nu știu, santalul e o notă pe care imediat o, o disting. Poate și datorită faptului că am avut tot felul de chestii pe bază de, de santal și simt mirosul acela în orice care îl conține, de cele mai multe ori. Ca persistență, băi, momentan nu pot să-mi fac așa o idee pentru că totuși încă nu l-am purtat suficient. Deci mai am în acest sample cât să, să mai pot purta, cred că o dată sau de două ori, așa să, să pot să trag o linie. Iar la acesta, la fel, persistența este medie, dar zic eu că pentru un parfum accesibil, da, persistența medie, aș zice că este ideală, sincer. Deci nici nu te sufocă, nici nu dispare instant, dar nici nu e ăla care să stea după tine o de ani și să, să urle. Da, are și acesta tot așa un siaj foarte plăcut, delicat, nu deranjează. Și vă spun, îl aș purta și acum când e cald, da, pentru că e, e o aromă primăvoratică, așa, nu-i spun că e de vară pentru că știți problema mea, vara. Cam aici a fost partea de surprize parfumate. Care, repet, m-au impresionat extraordinar de mult. Da, există oameni care reușesc să mă impresioneze cu surprizele pe care mi le fac și îi apreciez din inimă treaba asta. Și mai avem noi aici ceva, pentru că, dacă ați observat la începutul clipului, am uh, menționat și o cutiuță, da, și aici a venit mărțișorul da, este o broșă, un fluturaș cu piatră verde. Pe cameră se vede mai spre albastru, nu, ea este verde turcoaz, nu albastru turcoaz. Da, un fluturaș, așa cu, cu aspect mai vintage, mi-e -mi plac mult astfel de accesorii. Eu pe el îl port deja, dar ca să vi-l arăt și vouă, l-am reașezat în cutiuță. Bine, jnurulețul nu l-am mai pus eu chiar cum trebuie. Dar așa, cât să-l cunoașteți și voi pe acest fluturaș, am reușit să-l să așez cumva. Da, un martie cu surprize foarte, foarte plăcute. Surprize parfumate, dar și surprize accesorizate, să zic așa care m-au bucurat maxim în momentul în care le-am primit. Da, deci chiar am fost foarte, foarte, foarte surprinsă, mai ales de cele două pentru că le aveam în, în vizor și nu, nu mă așteptam să, să primesc chiar ceva pe care voiam mai târziu să îl cumpăr pe acel ceva când să mă întoarcă pe dos, mă întoarce bine, bine, bine de tot și normal. Ce fac? Cumpăr! Că altfel nu se poate. Mai omuleții mei frumoși și scumpi și dragi și cum mai vreți voi să mai fiți. Cam atât în episodul de astăzi. Aceasta a fost surpriza lunii martie, primită de la Cafe Perfumes. Îți mulțumesc din tot sufletul, draga mea, Mihaela, și pentru acest cadou. Mie e drag să ne auzim de fiecare dată. Data viitoare, nu știu ce am să filmez. Încă nu m-am gândit, deși am ceva intrări noi, să zic așa, în colecție. Da, probabil va urma episodul cu martie parfumat sau cu alte produse consumate, testate, știți, chestiuțele acelea empty, golite, spuneți-le cum vă place vouă. Cam atât Ești de la mine de pe canal. Astăzi, băi, dacă am vorbit două de un leu sau, nu știu, am sunat ciudat, încă sunt sub imboldul acelei cucoane mari care se cheamă Lene, și sper să scap de ea cât de curând, pentru că vreau să mă reapuc să postez la modul serios, așa cum am promis că voi face cu acest canal, în momentul în care l-am reactivat. Băi, cam atât pentru astăzi. Vă spun din nou omuleți frumoși și scumpi și dragi și cum mai vreți voi. Vă salut și eu, vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag ca de fiecare dată de aici la mine de pe canal, de pe cufărul cu parfum. Și vă urez în continuare un martie parfumat, un la mulți ani un pic întârziat, dar încă merge pentru că luna martie e luna surprizelor și a cadourilor. Că de curând Vine luna aprilie cu iepurașul, iar luna cadourilor și a surprizelor. Deci, la mulți ani, zic eu că e binevenit oricând, la orice oră, din zi și din noapte. Ne revedem data viitoare, cu alte și alte surprize. Până atunci, vă urez spor la cumpărați și la descoperit noi comori parfumate. Pa, Papa!